Bine ne-am reîntâlnit pe canalul nostru de YouTube, Fotbal Vintage Video, uilasport.ro, site-ul deținut de uilasport, unde aceste materiale apar în formă scrisă, aici apar în format video. Vorbim astăzi în noul nostru episod de o primă parte dintr-un ciclu de trei materiale, să le spunem așa, despre echipele iscate de puterea comunistă în anii 80, 70 și ceva, 80. Cele care s-au impus, au urcat în prima divizie, au mers unele dintre ele în cupele europene. Se vorba despre FC Olt, despre Victoria București și despre Flacăra Moreni. În primul episod de astăzi vorbim despre FC Olt, viitorul Scornicești, denumirea sub care a apărut. Sigur, lui Ceaușescu nu-i prea plăcea fotbalul, îi plăcea doar atunci când fotbalul făcea să se vorbească laudativ de bine de România, când se putea mândri cu el. În rest, fusese implicat pe la Steaua prin anii 50 și ceva, mergea în tribune cât era în conducerea superioară a armatei, în rest îl cam lăsa rece subiectul fotbal, însă dacă pe el îl lăsa rece, pe alții nu îi lăsa și în 1972, după anumite surse, 73 după altele, în comuna natală a lui Nicolae Ceaușescu, la Scornicești, în județul Olt, s-au pus bazele unei echipe numite Viitorul Scornicești. Nimic rău în asta. Campionat județean, juca pe acolo cu Slatina, cu Potcoava, cu Corabia, cu Balșu, cu cine juca. La un moment dat a promovat în divizia C și din acel moment au început să înflorească ambițiile de demărire. Acolo, în Scornicești, președintele CAP-ului din localitate era cumnatul lui Nicolae Ceaușescu, Lică, Vasile Bărbulescu, îi se spunea Lică, era căsătorit cu sora lui, care era șefa învățământului pe județul Olt. Și din ambiția acestui Lică, împreună cu un alt cumnat de-a lor, Gheorghe, Gheorghiță Bărbulescu îi se zicea, s-a născut această echipă, l-au adus pe Dumitru Dragomir președinte prin 1977 spre 78. Și și-au manifestat limpede dorința de a promova din divizia C în divizia B. Povestea asta deja Dumitru Dragomir a povestit-o, a spus-o de multe ori. În ultima etapă a diviziei C se întâlneau Viitorul Scornicești pe teren propriu cu o echipă din Slatina deja retrogradată, Electrodul Slatina se numea, iată ce denumiri erau pe vremea aceea, iar principala rivală, culmea, Flacăra Moreni, care avea să promoveze și ea sub alte auspicii în anii care urmau, întâlnea pe teren propriu Rova Roșiori, echipa fabricii de vagoane din Roșiori. Totul urma să se decide la golaveraj. Cei de la Scornicești aveau un golaveraj inferior cu vreo 5-6 goluri celor de la Moreni. Era limpede că ambele își vor câștiga meciurile. Și atunci meciurile s-au disputat la aceeași oră. Ce au făcut cei de la Scornicești? Nu era telefonie mobilă în 78, nu erau mijloace de comunicare. Au plantat echipaje de miliție cu stații pe traseul dintre Moreni și Scornicești, 100 și ceva de kilometri, cred că sunt. Moreniu e în județul Dâmbovița spre Prahova, limita spre Prahova. O stație de aia ducea 10-15 km cât bătea ea și se comunica prin stație rezultatul din cealaltă parte. Și la un moment dat cineva a transmis că este 9-1 la pauză la Moreni, au intrat în panică cei de la Scornicești, omul nu era familiarizat cu fotbal și a vrut să spună că este 2-1, adică 2-1. În fine, aici meciul se terminase cu un număr insuficient de goluri. Ce au făcut? I-au luat de la vestiare pe cei care mai rămăseseră de la Slatina, au trimis înapoi în teren, au adus arbitrii înapoi. În locul celor care nu mai rămăseseră și plecaseră deja spre casă, au băgat unii din Scornicești niște băieți de pe acolo ca să fie la număr în teren, au mai jucat câteva minute și meciul s-a terminat cu 18-1, 18-1.
Și Scornicești a promovat în divizia B. Bun, un succes. Era în divizia B echipa din satul natal al lui Ceaușescu. E bine și cei cu asta. Numai că din primul an, Viitorul Scornicești a manifestat dorința de a trece de acest prag al diviziei B. De exemplu, a fost în turul acelui campionat, a fost meciul cu Rapid. Rapidul era în divizia B, jucat la Scornicești. A câștigat Scornicești cu 3-1. Stadionul era un tăpșan, un ogor, o singură tribună de lemn, apoi gard, porumb, de jur împrejur, galeria rapidistă s-a băgat și apă acolo, pe unde putea. Au bătut cu 3-1 Rapidul, apoi au bătut cu 1-0 la Petrolul, pe Petrolul Ploiești, ea candidată la promovare, a aruncat lumea cu sticlă, arbitraj favorabil celor din Scornicești, firește. S-au dus la returul de pe Giulești, unde au făcut meci egal spre primăvară, și tribunele strigau în felul următor. Tribuna întâi, de exemplu, sau peluza, să zicem, cine v-a băgat în B? Răspundea tribuna a doua, Ceaușescu PCR. Cine o să vă bage în A? Ceaușescu și Leana. Sigur că au cam fost strânși de pe acolo băieții ăștia, că nu vorbeau ce trebuie. Cert este că în ultima etapă la radio s-a făcut o prezentare rotundă așa, a promovării Scorniceștiului în divizia A și a fost definită ca echipa celor care muncesc pe ogoare. Niciun cuvânt că echipa din localitatea natală între timp devenea oraș Scorniceștiul. Nimic, absolut nimic. Echipa celor care muncesc pe ogoare a promovat în prima ligă și a câștigat primul meci pe teren propriu 6-0 cu Olimpia Satu Mare. Este până astăzi cea mai consistentă victorie a unei nou promovate din întreaga istoria fotbalului românesc. Adică în prima etapă tu să vii din divizia a doua și să câștigi cu 6-0 nu se mai întâmplase până atunci, nu s-a întâmplat nici de atunci încoace. Echipa era așa și așa, culmea că ea a câștigat promovarea în dauna Rapidului, fiind antrenată de un fost imens rapidist, de Tache Macri, capitan vreo 14 ani în Giulești, legenda a Rapidului, dar l-a dus viața la Scornicești, omul își făcea treaba acolo. Jucătorii în prima fază erau unii care veniseră din ligile inferioare, din zona județului Olt, de pe acolo. Petre Manea, Petre Gheorghe, Petre Petre, ca în romanul lui Liviu Rebreanu, Voiculeț, apoi cel mai cunoscut era Gheorghe Șoarece. Șoarece era chiar de acolo, din localitate, nu era un fotbalist rău, era un playmaker, așa, mărunțel, tehnicuț. Se vedea pe el că nu are educația fotbalistică, vine din eșaloanele inferioare, dar nu era, a ajuns până în preajma loturilor naționale, aproape să fie selecționat măcar într-o echipă olimpică, într-o reprezentativă B. Ei, pe lângă aceștia au mai adus câțiva jucători foși pe la Craiova, printre care Pițurcă, tineri pe vremea aceea, l-au adus pe Marcel Lică, viitorul arbitru, și el a debutat în echipa națională. Au înghebat o echipă rezonabilă, care în primul an trebuia doar să scape de retrogradare. E bine, în iarna, cum s-a ajuns la denumirea de FC Olt? În iarna dintre 79 și 80, în primul lor an în divizia A, federația le-a făcut cadou un turneu în nordul Italiei, pe aici, Lago di Garda, Como, Brescia, prin Lombardia, pe undeva pe sus. Și la un moment dat au trebuit să joace cu una din echipele astea, nu mai știe nimeni dacă e Como, dacă e Brescia, și trebuiau să scrie pe tabela electronică numele adversarului, italienii, și au venit la conducătorii Scornicești și au spus că ei nu pot să scrie asta. Scorno, în italiană, înseamnă rușine, dar nu în sensul de rușine morală, ai vergonia când îți e rușine că ai făcut ceva. Nu, scorno e genul ăla de rușine fiziologică, anatomofiziologică, dacă înțelegeți. Și ei nu puteau să scrie așa ceva pe tabelă. Și atunci românii s-au retras și au scris scrivere FC Olt. Imediat italienii, ce significa FC Olt? Olt e un fiume din România. Ah, bun, un fiume, un râu, imediat așa a rămas FC Olt. Un fiume din România, scris pe o tabelă din Lombardia într-un turneu de iarnă. Prima mea amintire cu FC Olt a fost în 1980, spre final de campionat, pe stadionul central din Craiova.
mai erau vreo două, trei etape, Craiova era aproape campioană, ploaie, și era meciul cu FC Olt care trebuia să scape de retrogradare. Și FC Olt la pauză conducea cu 1-0. Se pare că nu toți de la Craiova aveau chef de joc. Până la urmă s-a terminat 1-1, rezultat care a convenit și scorniceștiului FC Oltului și Craiovei. Craiova a câștigat titlul, ei scăpau. Bun, numai că la un moment dat din peluză s-a auzit iarăși strigându-se ce nu trebuie, s-a strigat, apropo de Gheorghe Șoarece, a murit săracul între timp, jucătorul celor de la Scornicești, Șoarece la Scornicești, Șobolan la București. Era limpede cine era Șobolanul, imediat a venit miliția, a strâns pe toți de acolo să nu se mai audă nimic. Ei, încet, încet, la Scornicești au început să fie atrași fotbaliști importanți. Și echipa să nu mai fie de retrogradare, alți doi ani ocupau un loc 4 în campionat, cu Halagian antrenor, Dumitru Dragomir președinte, era o echipă care se putea bate pentru cupele europene. Ajunseseră acolo Bumbescu, Alexandru Nicolae, Iovănescu, jucători buni ai peisajului în acea vreme. Echipa juca bine, plecase pentru scurtă perioadă la Slatina, pentru că la Scornicești stadionul era impropriu. Unul din primele meciuri ale Craiovei, jucat la Scornicești, câștigat de Craiova cu 2-0, era tușa terenului, niște oameni acolo care stăteau pe margine și Porumbu. Și când se executau cornerele, executanții își făceau loc așa printre plantele de porumb respective, ca să aibă loc să bată cornerul. Deci stadionul era impropriu, au jucat la Slatina, urmând să se construiască un alt stadion la Scornicești. Deci cel mai bun loc ocupat de ei a fost acel loc 4, în 1982, la doar golaverajul i-a despărțit de locul 3, ocupat de Corvinu, care a și mers în Cupa UEFA. După acel episod, mai mulți jucători de acolo, Bumbescu, Radu Doi, Pițurcă, au venit spre Steaua. Iar împreună cu Florin Halagian, cu antrenorul lor, au pus cumva bazele echipei de la Sevilla, iar echipa a început să coboare. În momentul ăla, conducătorii politici ai zonei s-au orientat spre Craiova și încă vreo 3-4 ani după aceea a fost o filială a Craiovei, cumva. Adică acolo ajungeau fie jucătorii la final de carieră, care dintr-un motiv sau altul se despărțiseră de Craiova, gen Balaci, Crișan, Donose, cu toții au jucat la FC Olt, fie tinerii, gen Gârleșteanu, Sorohan, care erau rodați, care încă n-aveau loc să joace la Craiova și erau rodați la FC Olt. De asemenea, conducătorii, a fost președinte la FC Olt, a fost profesorul Corneliu Stroie, marele președinte al Craiovei Maxima, într-o anumită perioadă de timp. Antrenori, gen Bondrea, gen Deliu, Oblemenco a antrenat într-o vreme Scorniceștiu. Era o filială a Craiovei, asta până spre 86, să zicem, 86-87, când a devenit o filială a Stelei. Ce se întâmplă? Fotbalul se tribalizase, se împărțise în tabere, în sensul ăsta. Dinamo își formase deja un cerc de influență cu Bacău, cu Brașovul, cu Clujul, cu FC Argeșul, cu echipe care erau cumva fidele. Steaua nu prea avea echipa militară din Târgu Mureș pe ASEA, care mai pica, mai intra, nu era tot timpul în prima ligă. Plus că lângă Dinamo veniseră Victoria și Moreniu, care o ajutau. Și atunci au luat cumva în păstorire FC Oltu, trimițând jucători acolo, dar și luându-i pe cei mai buni de acolo. De exemplu, prin 87 spre 88, fundașii laterali ai lui FC Olt erau Dan Petrescu și Ilie Dumitrescu. Foarte tineri, formați de Steaua, n-aveau încă loc să joace în echipa Stelei, pentru că jucau alții pe posturile lor, și au fost dați acolo să joace. Culmea este că Dan Petrescu era profesorul Gheorghe Constantin, antrenor la FC Olt, legendarul fotbalist și ulterior antrenor. Dan Petrescu juca fundaș stânga, iar Ilie Dumitrescu juca fundaș dreapta. Uneori mai jucau și invers, dar în principiu așa jucau. Sub această influență a rămas FC Olt până când a dispărut, până în toamna lui 1989.
Numai că între timp acolo se ridicase un stadion de 25.000 de locuri, cel mai modern stadion din România din acea vreme, cu scaune de plastic. Localitatea avea 8, 9, 10.000 de locuri, stadionul avea 25.000, era ca la Lens în Franța, unde stadionul are mai multe locuri decât populația orașului, numai că acolo vine lumea din împrejurime. Aici în împrejurime erau alte comune. De unde să vină? Niciodată n-a fost plin. Scopul Oltului era să rodeze niște jucători ai Stelei. Stângaciu, Gherasim au mai jucat pe acolo, Daniel Minea, Cireașă, și în măsura posibilităților să o împiedice pe Dinamo în meciurile directe. Și au și reușit asta odată, a câștigat FC Olt cu 1-0 Golpena, care și el trecuse pe la Steaua, și a împiedicat-o pe Dinamo să mai continue cursa spre titlu, avansul Stelei s-a mărit și Dinamo a câștigat titlul. E bine, pe acest stadion, foarte frumos de altfel, mai jucau echipele de tineret ale României în interiorul stadionului, sub tribune, era o fabrică de confecții care producea celebri blugi Jordans pentru export. Asta dincolo de faptul că prin Scornicești, prin comuna a devenit oraș, mai puteai să găsești niște țigări bulgărești, un borcan dănesc, o sticlă de Pepsi, ba chiar și niște carne sau niște unt, care erau rarități pe vremea, acolo se produceau niște mașini de cusut ultramoderne aduse de un evreu deștept pe care l-am și cunoscut după Revoluție și care a făcut parte din acționariatul sportului românesc unde am scris, se numea Lucian Gamsievici. A murit între timp, eram deja în vârstă de pe vremea aceea. Adusese niște mașini de cusut de mare performanță și acolo munceau sute de femei atunci când nu era meci. Bine, acolo, în acel stadion, s-a filmat mare parte din pelicula Rochie albă de dantelă, regizată de Dan Pizza. Film apărut prin 1988, o poveste de dragoste între eroi interpretați de Diana Gheorghean, o actriță foarte frumoasă a vremii respective, și Claudiu Blonț, cu Uritescu printre actori, cu Adrian Titieni, un film foarte bun, un film marca Dan Pizza, filmat acolo sub stadionul din Scornicești. Bun. Vine Revoluția, înainte de Revoluție, ultimul meci al lui FC Olt este memorabil, este pe la începutul lui decembrie, 8 sau 9 decembrie 1989, este împotriva Stelei la Scornicești. Între timp, antrenorul la Scornicești venise Cornel Dinu. Echipă bună, cu Mihali, Dorinel Munteanu, Ceaușilă, în fine, jucători cu cotă în perioada aia, jucau cu Steaua. A câștigat Steaua cu 1-0, Hagi a fost eliminat, a ieșit o bătaie indescriptibilă, abia i-au despărțit, Mihali l-a tras de păr pe Lăcătuș, Lăcătuș l-a lovit pe Gică Mihali, ce a fost, abia s-a terminat meciul. Și vine Revoluția, sigur, imediat după Revoluție, toată lumea a spus, dom'le, echipa asta trebuie desființată, ca și Victoria de altfel. Da, cum nu venise nimic oficial, jucătorii care mai rămăseseră pe acolo plecau spre cantonament, undeva spre Valea Prahovei să intre în cantonament și au oprit la un popas unde era un aparat de radio. Antrenor rămăsese Tănase Dima în urma lui Cornel Dinu, un antrenor venerabil al epocii respective. Și acolo au auzit la telefon că echipa a fost desființată și jucătorii urmau să plece la cluburile de proveniență, de unde fuseseră luați, abuziv, firește, că nimeni nu venea de bunăvoie la FC Olt. Și atunci ei s-au risipit, Dorinel Munteanu și Gică Mihali au mers la Intersibiu, alții care erau de la Craiova au mers la Craiova, Ceaușilă, de exemplu. Echipa a fost lăsată în clasament și pierdea toate meciurile până la finalul campionatului cu 3-0. Bineînțeles că n-am avut punctaj să rămână, practic echipa nu mai exista, la fel ca și Victoria. Și Victoria pierdea toate meciurile cu 3-0, iar în presupusul meci dintre ele două, amândouă au pierdut cu 3-0. Flacăra Moreni, în schimb, nu, dar toate sforile au fost trase ca retrogradata din acel an să fie Flacăra Moreni, ceea ce s-a și întâmplat. Bun. S-au mai încercat reînființarea unor echipe pe acolo, pe la Scornicești, în anii care au urmat, dar o singură dată mi se pare că s-a ajuns prin Liga a doua, cu o echipă care iarăși a rezistat o jumătate de an, a luat
vreo 100 de goluri, s-a dus în Liga 3, a picat și de acolo. Stadionul e în paragină în momentul ăsta, fabrica de confecții nu mai există, localitatea nu mai... Românii n-au știut să facă nici măcar turism acolo. Dom'le, dacă aveți curiozități de asta să vedeți unde s-a născut Ceaușescu, intrați o casă memorială, să-i vedeți localitatea de Baștină, nu. Nimic din toate astea nu s-a întâmplat. E o paragină universală, ei se mai reînființează uneori prin Liga 4, prin Liga 5, se redesfințează. Ei au, practic, au ținut atât cât a ținut și Ceaușescu. Asta a fost povestea noastră de astăzi, ne reîntâlnim în curând cu alte povești frumoase.